În această dimineață, Federația Română de Fotbal a publicat programul meciurilor din turul 2 al Cupei României, ediția 2024-2025. După victoria de miercuri, 4-2 cu Flacăra Moreni, Aro Câmpulung s-a calificat pentru turul al doilea, acolo unde va întâlni pe Fece Pucioasa, o altă reprezentantă a fotbalului dâmbovițean și a fost parteneră de întrecerea mușcelenilor în ediția trecută a Ligia 3 Meciul dintre Aro Câmpulung și Fece Pucioasa se va disputa miercuri 7 august de la ora 17.30 de minute pe stadionul Sola Grația din Comun. A Dragoslavele. În competiție a intrat din această fază și mușcelul Câmpulung, care, la rândul ei, va întâlni o fost adversară din sezonul precedent al Ligia 3 pe Olimpic Zărnești. Cele două echipe s-au întâlnit recent într-un amical pe stadionul municipal, încheiat la egalitate 3-3. De această dată, întâlnirea dintre Olimpic Zărnești și mușcelul Câmpulung se va disputa pe stadionul Celuloza din orașul Zărnești.